Absolvenții de liceu au început sesiunea de vară a bacalaureatului cu proba orală la limba română. Examenele scrise încep pe 20 iunie, iar primele rezultate vor fi afișate pe 27 iunie, când vor putea fi depuse și contestațiile. Potrivit Ministerului Educației, notele finale vor fi publicate pe 1 iulie și elevii claselor a 8-a susțin evaluarea națională între 14 și 17 iunie. Rezultatele la acest examen vor fi afișate pe 23 iunie.